Lucrările la cartierul Low Cost din Craiova au fost reluate. Firma chineză și-a achitat datoriile către furnizori și muncitorii au revenit pe șantier. Astfel, investiția chineză va fi dusă la bun sfârșit. Firma chineză va construi în Craiova un cartier de 35 de blocuri cu câte 10 etaje și penthouse în formă de pagodă. Pe strada Caracal din Craiova vor fi construite peste 1800 de locuințe care vor fi grupate pe mai multe categorii, pe o suprafață de 182.000 de metri pătrați. O perioadă de timp lucrările au fost sistate, însă edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că firma care se ocupă de investiție și-a achitat toate datoriile. S-au reluat lucrările la cartierul de locuințe de pe strada Caracal. Firma chineză și-a achitat toate datoriile către terți. Toată lumea din nou la treabă, a spus Lia Olguța Vasilescu. Apartamentele cu două camere vor avea o suprafață cuprinsă între 65 și 76 de metri pătrați, iar prețurile vor fi cuprinse între 29.000 și 37.000 de euro, iar apartamentele cu trei camere au suprafețe cuprinse între 99 și 129 de metri pătrați, iar prețul este între 44.000 până la 57.000 de euro. Un penthouse va fi situat la ultimul etaj și va avea o suprafață cuprinsă între 140 și 200 de metri pătrați. Proiectul presupune o investiție de 35 de milioane de euro, finanțare pe care compania constructoare a obținut-o de la Banca de Dezvoltare a Chinei. Cartierul chinezesc va fi dotat cu piscină, farmacii, grădiniță, centre comerciale, parcări, chiar și supraetajate. Fermier.